That is Skibos Cosmin Voleanu, in case you wonder. Yeah. Did you see that? 180. 180, baby. It's his specialty. Come on, man. Come my way. Come, my lady. Come, my lady. We are here in Chindrel Mountains doing an epic ride. First in a long time, we're watching here motocross dudes that are gonna rip, huh? Ah, ne oprim mai încolo la o sandwich. După ce dovedim urcarea aia. That one. After we stop again, what do those guys do? They are not coming our way? Ba, yes, they are coming our way. Where? I cannot see them. Yes, they are coming. Ho ho ho! Bă, aia chiar e interesantă, dragi. Da, aia a fost decât o mașină. Probably. Most likely. Ce nu mi-au p*** tot așa? Nu. Eu trebuie să opresc. Ce vrea săracul ăsta? Tot pe jos săracule. Yes. So we're going that way and we have a break there. Ciao, my friends. What? Da, mă, scuze. Am pus să fac o poză. Ah, uite. What a beauty. Uite muntele. Auto-l. Iată-l, ia! Bă, frumos, am văzut, ai Bun, a la montană, datui. În cadru, ce-i că facem foto sub cadru? Mamă, ce s-au întărit cauciuc. Mamă, dar ce frig e. Așa era, frate. Da, 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 da. Ții mi-ai grijă, ne vedem jos. Ha. Dă-te jos. Da. Ia-o mai ocolit, că nu cred că merge direct. Mamă, ce emoții am avut pe prima porțiune azi, mă. Capul în șocul blocat. Bă, dar eu mă vedeam doar căzând. Hai că a fost ok. Da. Când ieșim în drum, o să facem o stânga, că nu trebuie să ne dăm, o să ne înfingem în drumul ăla cumva. Adevărul e că era un pic abrupt acolo. Și accidentat.
sincer, i-aș da stânga, că noi în direcția aia trebuie să o luăm. Da. Și aici până asta nu merge? Unde? Pe firucel ăla. Ăsta e super atât. Oh, mamă, ce... Dădeam o pedală când zburam. Acolo și în curba, în prima curbă, noi trebuie să o ținem cumva înainte, dar hai că ne dăm noi seama. Bă, dar dracu, cu mai puține pietre nu era. Să-mi fie și mie mai bine. În fine, asta e proba finală, dacă ține mânuța. O coborâre asta infectă. Hai, bă, că l-ai găsit. Ai drumul, știi, că am crezut că... Nu, se transformă în single track. Ah, ok. Auzi, ia să stai acolo un pic. În curba asta. Că ăsta e ipoteca noastră. Da. Bă, da, ăștia, Geiger-ul, Triada, n-au mai trecut-o pe aici. Că văd că e destul de neumblat. Cum fac păsările astea, zici că ne fluieră. Lasă pluna! Ha.
Mamă, cât am mai șnepeni. Hai că stăm bine. Refugiu după muchea aia din față. Tight. Atunci eu am fost după concurs și eram un pic mai curățat. Da, mi-aduc aminte de zona asta. Ok, mamă, cum am plecat. Hai jos, că ne-o furarăm un pic. Precum să lași un schimbător în urmă. Eu zic să nu las, da? La limită. Incredibil, mergem pe biclă. Și până început doar la vale. Da, și asta e adevărat. Faza e că dacă începe o ploaie nasoală și udă, rucsacul meu nu este impermeabil. Rucsacul meu? Și dacă mi-udă și sacul de dormit și geaca de puf, e nașpa. Pentru mine. Dai! Sau poate un alt rătăcit ca noi, care a zis să nu mai îndure și alții aceea soartă. Hai că e la vale de aici. Și pare ok. Ce faci, mă? Țin-o drept. Mamă, cam ud, da? A? Trebuie să strigăm la ei, lasă frâna și să vezi că ne lasă. Păi nu știu de toate, că nu e manetă. Da, știu. Aia, ia uite-l pe ăsta. Mamă, zic trebuie să strigăm la ei, lasă frâna. Mamă, ce ciupercă! Yes, my friend! Bine, ne-l a probabil 10 ori venit. Da.
Hai să vedem dacă e cineva înăuntru, dacă nu-i dăm direct. Dacă e cineva înăuntru, nu trebuie dacă are ceva suică sau ceva. Dacă nu, luăm fiecare cât o bere. Back at it. Bă, cât de greu e. Da. O, ce bine. Până la refugiu. Fac șnepen. Aici era o răsturnață aia cu jeep în spate undeva. Uite, a stat noi cu ei, l-am tăiat. Noi am împins, bă, jeepul ăla nu mai avea motor și gândește cu troliu, ne trăgeam și noi împingeam și l-am împins până acolo. Da, cum a ajuns aici? Vreau să coboare nebunul pe aici. Păi aici nu vrei, bă, jeep. Păi uite, a tăiat și a trecut. Da, nu. Tu știi cum făcea frate la vale? Fără niciun sistem de siguranță, cu motorul oprit. Nu trebuie, n-ai nevoie. Bă, ce linie, bă! Sunt ok? Da, da, da! M-am speriat un pic! Da, da, da! Păi nu vezi, fumul a făcut. Hai da, bă! Frumos! E liber aici, la cazare? Ascultă ea, peștele alea două cu băiatul care l-am întâlnit. Unde sunt? S-au dus pe jos, la lac, pe aici, pe vale. Fetele cu băiatul?
tu știi că am aproape de șa aici. Da, da. Te-ai gândit o să te faci prietenos, nu? Cu muzica asta. Bă, frate, discutăm de ce. Bă, băiat. De va, da. Cum e? Să zicem neciclabilă în linii mari. Care? Sau coborârea? Coborârea care a luat-o noi. Dar mănișă? Nu, jnepă, nu aveai loc. Unde te-ai bubita? Ba, am fost acum 3 ani și era ok, mai ok ca acum. 3-4 ani. Nu știu ce impresie am avut, dar mi-am adus aminte că nu-i soba aici. E soba aici, am... Da, dar am crezut că e soba... Înăuntru nu e, nu e. Nu ne trebuie. Dacă nu e, nu ne trebuie. Ia uite la grajd. Ca să se vadă. Hai că ridic și drona. Cât mai e lumină. Așa. Opa. Summary. Prolog, ăla e fine. Trimite-o după topor în oraș. Nu era mai, că era un capăt de topor aici. Nu mai aveam. Sub pat mi se pare că lăsau chituri sub pat. Hai că ne uităm. Am uitat că știam pe ăla care... Da, uite aia. Aia e a ta? Da, îl știam pe ăla care mai are grijă pe aici. Gata, bă, ne-am mișcat și astăzi.